Andrei Sulea, un nou component al Național Sebișului, care a semnat de curând contractul de joc. Prezintă-te, te rog, pentru cititorii Sport Arad. Bună ziua, mă numesc Sulea Alexandru, sunt din Târgu Jiu, am 23 de ani și în cariera mea am jucat la Pandurii Târgu Jiu, la Universitatea Craiova. La Liberty Salon am fost campion național de două ori, am debutat la 16 ani la Liberty. Acum am jucat la Bihor Oradea, cu care am și promovat în Liga 1. Și ultima dată am fost la Zalova, acolo am scris 9 goluri din iarnă până în vară. Ce îți dorești de la prezența ta în echipa Național Sebișului? Îmi doresc cât mai multe reușite și să-mi ajut echipa cât pot de bine. De-aia am venit aici, ca să dau tot ce pot și cât de repede să ajung cât mai sus, să ajung din nou în Liga 2, de ce nu poate Liga 1. Crezi că poți face față tu și colegii tăi obiectivului pe care și l-a propus clubul? Da, eu zic că avem o echipă destul de bună. Domnul antrenor o să ne pună, până începe campionatul, avem destul timp să ne așeze în teren și eu cred că o să facem o figură frumoasă. Cum te-ai adaptat cu noii tăi colegi, cu orășelul de pe Criș? Pe unii dintre băieții știam, nu au fost probleme de acomodare, toți suntem prieteni. Orășelul, ce să zic, este mult mai mic decât Târgu Jiu, dar e bine pentru performanță. Noi îți dorim succes și sperăm să te vedem titular. Mulțumesc din suflet. Să dai goluri. Lasă-mi și vinte să joc și să mă ajute. Să dai goluri, asta e important, asta e rolul tău. Da, succes, Andrei. Mulțumesc.